aproape 2 luni până va deveni mămică de fetiță. Însă nici nu zici că e însărcinată. Seara trecută, Elena Băsescu a bifat primul eveniment monden după ce s-a aflat că este însărcinată. Și chiar dacă a luat doar 10 kg în plus, fiica fostului președinte încearcă să-și ascundă aceste câteva kilograme sub ținute lejere. Pentru acest eveniment monden, a ales să poarte o pereche de pantaloni verzi și o bluză albastră. Iar dacă multe dive renunță la tocuri în perioada sarcinii, ale Elenei Băsescu pare că sunt și mai înalte. Bruneta a ales să poarte o pereche de sandale aurii cu platformă și toc înalt, care îi puneau în evidență gleznele fine și picioarele subțiri. Nu numai silueta vedetei ne-a atras atenția, ci și iubitul său. Tinerelul cu care Elena Băsescu se iubește și-a luat deja în serios rolul de viitor tătic, așa că încearcă să aibă grijă de iubita lui. În timp ce fiica fostului președinte schimba câteva cuvinte cu bunul său prieten Codin Maticiuc, iubitul o privea atent. Cei doi îndrăgostiți au râs, au glumit și și-au făcut ochi dulci toată seara, semn că lucrurile merg perfect între ei.